Sala de sport de la LPS Slatina a intrat într-un amplu proces de reabilitare în urmă cu aproape două luni, astfel încât aici să se poată disputa meciurile echipei de handbal CSM Slatina din organizare proprie. S-a ales această variantă deoarece sala polivalentă va fi gata abia la finalul anului. Peste o săptămână, o delegație de la federație va veni și va inspecta aceste lucrări, să vadă dacă ele corespund cerințelor, normelor, pentru a putea disputa meciuri în Liga Națională. Și cred că într-o săptămână, 10 zile maxim, părerea mea va fi gata, va fi finalizată. Cel puțin sala de sus, sala de joc. Probabil o să mai rămână cu pe reparații și pe chestii de finisaj și pe vestiare, toalete și hol. Deși CSM Slatina s-a reunit ieri, antrenamentele au loc deocamdată în aer liber, în cadrul complexului sportiv 1 mai. Deci marți și miercuri ele au niște teste de dat pe stadion, după care și plecăm în cantonament. Iar joi vor avea antrenamente în cantonament. Adică ajungem în timp. Ne-am propus să ajungem în timp să facem un antrenament. Am început pregătirea. Pregătirea începe cu partea fizică, în prima fază. Aici am discutat, ne-am corelat și ne-am pus de comun acord când vine din cantonament și când trebuie să fie și sala gata. Lucrările la sala de sport de la LPS presupun schimbarea parchetului, amplasarea unor scaune de plastic în tribună, modernizarea vestiarilor și a grupurilor sanitare. Odată cu finalizarea sălii polivalente, CSM Slatina va evolua pe noua arenă sportivă.